Luni, în data de 1 iulie, mitropolitul Banatului Ioan Selejan a făcut o vizită la Muzeul Apei, acolo unde toată lumea a îmbrăcat straie populare pentru a-l primi cu ospitalitate și admirație pe înalt preasfinția sa. Gazdele au oferit la intrare, conform tradiției creștine, pâine cu sare. La Muzeul Apei, unde istoria și tehnologia se împletesc, mitropolitul Banatului a vorbit despre apă ca simbol al vieții și al purității. Acesta a subliniat importanța implicării comunității în conservarea acestei resurse divine. Dar și despre demararea unor acțiuni educative sistematice în școli pentru educarea tinerei generații. Această vizită a lui Ioan Selejan va rămâne în memoria credincioșilor ca o zi de reflecție și recunoștință.